Solistul buzoian Toni Șeicărescu concertează în orașul său natal alături de una dintre cele mai iubite formații pop-rock din țară. Direcția 5 s-a înființat în anul 1991 la București, iar genurile muzicale abordate sunt rock alternativ, baladă rock, electronic rock, pop-rock și instrumental. Buzoienii vor putea asculta la concertul programat miercuri hiturile O fată ca ea, Dacă ai ști, Îți mulțumesc și Ce dacă, Am nevoie de tine și multe altele. De la înființare, formația a suferit mai multe modificări în componență, în prezent trupa fiind formată din Toni Șeicărescu și Cristian Nache voce, Marian Ionescu clape, Nicolae Damalan chitară, Marius Cheseri tobe, Carmin Ionescu bas și Gabriel Bala tobe și percuție. Prețul unui bilet la concertul Forever Love, programat miercuri la Club No Limit, este de 50 sau 65 de lei în funcție de locul preferat. Și crezi că nu mă mulți? Yeah!